Antrenorul Pandurilor este o variantă pentru Steaua în cazul în care tehnicianul din acest moment al roșalbaștrilor, Laurențiu Reghecamp, nu ar mai continua la echipă din vară. Cu obiectivul de a câștiga titlul aproape ratat, Steaua ia în calcul și varianta de a rămâne fără antrenor, astfel îndreptându-și atenția spre actualul antrenor al Pandurilor. Narcis Răducan, manager Pandurii Târgu Jiu, nu crede în posibilitatea ca antrenorul gorjenilor să părăsească formația atâta timp cât mai are contract și spune că nu l-ar lăsa pe Edi Iordănescu să plece. Edi Iordănescu ar putea să o preia pe Steaua din vară. Îl lași? Nu-l las. Nu-l las, deocamdată are determinată cu brio munca începută și o face foarte bine. Managerul Pandurilor este convins că Edi Iordănescu nu va pleca și spune că antrenorul gorjean va rămâne la conducerea echipei atât timp cât vor avea o anumită stabilitate financiară. Îl știu doar pe Edi Iordănescu, că îi place să termine ceea ce începe în condițiile în care ni se asigură o stabilitate măcar românească financiară la Târgu Jiu. Vom merge pe aceeași linie la anul, vor rămâne jucătorii importanți, cei care dorim să continuăm și în primul rând va rămâne capitanul lor, adică Edi Iordănescu. Edi Iordănescu mai are contract cu Pandurii Târgu Jiu până în vara anului 2016.